Salut, Stalex și bine v-am regăsit la un nou episod din Free Fire, adică primul episod din Free Fire. Bă, dacă mai vrei să continuăm cu această serie, v-aș ruga să apăsați butonul de like. Deci da, mă joc Free Fire pe Android și m-am gândit, bă, nu știu dacă o să-l joc și pe Windows, pe calculator, dar în fine, poate dacă o să fac laptopul, poate o să ne jucăm PUBG, cine știe. Deci haideți să vedem cum ne descurcăm, l-am descărcat chiar acum. Bine, mai l-am avut pentru că am nivel 11 și da, după cum puteți vedea aici în stânga, în colț, sus, puteți vedea numele meu și nivelul și toate cele. Haideți să dăm start. Nu o să joc cu un prieten sau cu altcineva pentru că nu știu, am o problemă cu microfonul sau nu știu, nu poate să se înregistreze. Nu am înțeles, dar chiar mi-a fost lene să mă uit și bă, am zis să filmez primul episod, să-l filmez singur. De ce nu? Deci, da. Deci, jocul acesta a fost foarte, deci este foarte, foarte tare. Mai ales că l-au upgradat și ei. Ne vom da aici în tiroliană. Și acum ne vom face pești de cap. Poți face aici, când asta poți face așa. Foarte tare. Acum se încarcă și abia aștept. Bă, deci prima dată când întâlnesc eu români în joc, deci am intrat o dată la squad, dacă nu mă înșel. Și bă, acolo au fost câțiva români sau un român, dacă nu mă înșel. Deci cam așa. Bă, deci chiar a fost tare. O să sărim, să puțin ne uităm aici. Cred că o să lăsăm să ne arunce el, pentru că vreau să vină, că găsesc o mașină ceva, vreau să vină exact în cerc, adică să nu. Sau poate cine știe, poate cercul o să fie chiar aici. O să mergem aici la casele acestea. Nu cred că mai a venit nimeni aici. Să sperăm. Să sperăm că mi-am dat drumul prea. Da, am apăsat din greșeală butonul. O să vreau să merg pe acoperișul acesta. Și cred că nu este nimeni, deci. Oh, nice! Deci. Foarte tare. Shotgun, ne. Nu trebuie. Aici nu am văzut pe nimeni coborând aici. O grenadă. Deci da, acum să mergem în altă casă, să fim foarte, foarte atenți. Dacă aș găsi o mașină, ar fi foarte, foarte tare. Yeah. Bă, a trecut unul pe aici. Să mi s-a părut.
Bun, mi s-a părut, ori nu știu ce s-a întâmplat. O, am zis că nu mi s-a părut. Ia uite-l, ia uite-l. N-a fugit, nu pot să cred. Bă, deci nu eram singur pe aici. Și eu care credeam. Da. Ne-am luat foarte, foarte multe gloanțe. Să mă duc aici, dar oricum trebuie să mergem încă. Yeah! Un kill! Bă, deci... A, nu, aici era... Sau nu știu. Bă, deci chiar nu știu unde sunt. Stați puțin, ne uităm pe hartă. Bă, aoleu, trebuie să vin. Mamă, unde este cercul? Wow. Bă, deci cum e posibil, frate? Cum e posibil? Acum du-te. Deci, este foarte nasol. Ba, acolo e o mașină. Sau? Da, e o mașină, e o mașină. Trebuie să o iau neapărat. Condu. Bă, nu este cea mai rapidă mașină din joc, dar bă, să sperăm că vom ieși pe nu, nu. Ce ai făcut, mă? Am încărcat viața. Bă, un pistol chiar n-ar trebui. Mamă, unde să ia? Ia uite-l, frate, unde e? Deci, foarte tare, ce pot să zic. Wow. Trebuie să-mi încarc viața. Trebuie să, da, asta, gata. Deci, hai, frate! Ești mort, rip! Ia-te-l, ia-te-l! No, nu, deci chiar nu vreau să-i omor, adică... Sunt pașnic de felul meu. Dar ce să le faci? Acum o să mai se găsească unul să tragă. Bă, nu. Așa. Frate, luasem shotgun.
Bă, deci eu chiar îmi place seria aceasta, adică o să fie o serie, dacă, bine, dacă voi o să o apreciați, bineînțeles. Nu zic că o să fie o serie și nu o să mai fac episoade. Folosește. Avem aici altirelea grea. Grea. Pe bune? Nu cred. Mamă, frate. Și n-am deloc viață să-mi încarc viața. Hai, urcă. Bă. Eu tot cutia. Da, cred că e luată. Bă, a făcut 7 kill-uri. Wow. A fost furată. A fost furată. Bă, frate, deci 7 kill-uri le-am făcut numai cu mașina. Bine, cu un kill sau două le-am făcut trăgând. Mamă, mai sunt vii 10. Wow. Să mergem aici. Bădici. Am închis geamul dacă s-a auzit vreun zgomot. Ia uite-l. Bă, nu mi s-a părut mie că... Bă, neapărat îmi trebuie viață. Perfect. Asta e viață? Nu e viață, frate, nu e viață. Cred că srip. Da, ce v-am zis? V-am făcut 8 kill-uri, ceea ce este foarte, foarte tare. Am fost al șaptelea care au, adică al șaptelea care a murit din 50. Adică a fost destul de tare. Și da, fraților, dacă mai vreți episoade, v-aș ruga să lăsați un like, să strângem foarte, foarte multe like-uri la acest episod. Și eu am fost Alex și ne vedem data viitoare.